Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin, binevenit. Bună dimineața. Bună dimineața. Există o stare, dincolo de vremea asta care e capricioasă, când fric în cald, există o stare certă în România, o stare de o temere, o preocupare. Măi, tu ai răcit că vorbești pe nas. E adevărat, așa. E adevărat. Și toată lumea e răcită în România. Dar avem și lucruri mai profunde decât o răceală. Și aș fi vrut să, nu știu, Vlad, ne poți spune care e lucrul de care tu te temi cel mai mult? Că îi simt pe oamenii din jurul meu, simt publicul temându-se de acest an. Pe tine, ca jurnalist. În anul ăsta, ca jurnalist, da, în 2024. Ca membru al cetății, cum ar veni. Da. E o listă atât de lungă. Paradoxal, să știi că nu mă tem atât de mult de alegerile din România, deși n-am mari speranțe în privința lor, că am senzația că după alegerile astea în care partidele extremiste vor avea o creștere, va urma cea mai stabilă guvernare din România, că nu cred că va exista alternativă la ce alianță de guvernare se va face. Vor fi posibile foarte puține combinații. Dar cu adevărat mi-este foarte teamă de... sau mă îngrijoază foarte mult posibilitatea ca Trump să se întoarcă la Casa Albă. Asta va fi o veste foarte proastă pentru toată Europa și în mod special pentru țările care se află în marginea unui imperiu militarist agresiv, care duce un război de agresiune și care este hotărât să răstoarne ordinea și echilibrul postcomunist, care nouă ne-a adus prosperitate și o stabilitate politică și legală pe care nu ne-am fi putut o imagina acum 40 de ani. Deși unii spun că era mai bine atunci. Nu. Acum România trece cumva prin cele mai bune momente din istoria ei. Chiar dacă, evident, nu funcționează toate cum vrem. Asta e răspunsul pe scurt. Vă promit, stimați ascultători, că vom continua să aveți acest duet, cel puțin acest duet, Vlad realist și eu un optimism neîntemeiat, nebazat pe mare lucru. Ești optimistul? Tu ai primit poneiul. Da. Și-l cauți acum, da. Desigur, arbitraj întotdeauna de Luca și de George în calitatea de suporter echipe care anul acesta a luat titlu, înțeleg. Da, sigur că da. Numai decât. Exact. Până la știrea cu titlul Rapidului, completând ceea ce a spus Vlad, o să vă spun care e temerea mea pentru acest an. Și încep cu știrea asta de ieri de la prânz, care ne spune că din cauza ceții din capitala țării, 15 curse aviatice au fost anulate și 121 au fost întârziate. Am încheiat citatul. Într-unul dintre aceste avioane, un pasager furios a luat la bătaie un pilot. Pilotul anunțase... De ce nu zbor, bă? Da. Pilotul anunțase că starea vremii îl oprește să le termine să amâne decolarea. După ce pasagerul nervos i-a dat doi pumni, pilotul care a fost apărat de celălalt pilot, erau doi în carlingă și au blocat carlinga în fața pasagerului care a vrut să intre acolo, deci pilotul a rămas la decizia lui și n-a decolat. Da. Spre binele tuturor, inclusiv spre binele celui care i-a agresat. Știrea nu e din România, e din India. Dar am simțit că poate, cine știe, se potrivește situația cumva. Am simțit o legătură, mai ales că există o legătură, apropo de alegerile electorale, de pe tot globul din acest an. Și România și India au alegeri în acest an. Vor fi alegeri extrem de importante în ambele țări. Și mă gândesc așa, nu știu, pentru toate temerile noastre, fricile pe care le avem, că e important să continuăm să ne facem meseriile așa cum putem noi mai bine. În ceea ce mă privește ca jurnalist, eu am fost concediat și de la Gazeta Sportului și de la Libertate. Împreună cu mai mulți colegi, pentru că, spunem noi, am insistat să oferim oamenilor investigații despre oricine, despre orice instituție, indiferent cât de puternică sau bogată sau influentă ar fi în societatea românească. Și credem, în general, că publicul românesc are nevoie de informații care nu sunt aservite unei puteri, cum să zic, orice fel de putere, economică, politică, indiferent cât de mare este ea. Deci eu înțeleg că ție anul ăsta ți-e frică să zbori. Exact. De ce ți-e frică ție anul ăsta? De ce ți-e teamă? Care e lucrul care te îngrijorează cel mai mult? Că ne vom da la o parte și vom lăsa să intre în carlingă oamenii care nu se pricep să facă, de pildă, profesiile noastre. Nu, dar ei sunt acolo.
tot ce putem spera e să nu... Eu nu cred că e frică să zboare lui Cătălin. Cătălin a zburat deja de la Libertatea și de la GSP. Exact. Nu, să nu se așeze la manșă. Că, de exemplu, eu sunt liber acum la Europa FM. Am rubrica asta săptămânală, să sperăm că ea va continua. Ce voi face mai departe nu contează ce vom face noi. Vom vedea asta. Da, ceva știm, nu vrem să-i băgăm pe oameni în ceață. Mie de asta mi-e frică. Mi-e frică pur și simplu că să nu ne dăm la o parte, să nu renunțăm având probleme de moment și să nu renunțăm la ideea că totuși avioanele sunt conduse de niște oameni care sunt pregătiți pentru acest lucru. Operațiile în spitale sunt făcute de oameni care sunt pregătiți pentru acest lucru. Avocații trebuie să te apere fiind oameni pregătiți pentru acest lucru și așa mai departe. Mie de asta mi-este teamă, ca orice alegeri, oriunde în lume, inclusiv ale noastre, să nu aducă la putere oameni nepricepuți. Uh-huh. Uite, vedem efectele oamenilor nepricepuți care au ajuns în funcții de decizie zilele astea, când protestează transportatorii și cer plafonarea asigurărilor obligatorii. Ascultătorii noștri care muncesc ca șoferi în țări europene, în țări din vestul Europei, spun că cumva asigurările noastre au ajuns să fie de 2-3 ori mai scumpe decât în vestul Europei. Asta este unul dintre rezultatele votării unor partide care promovează clientelismul și incompetenți în funcții importante, care după aceea patronează netulburați 4 falimente de 1 miliard de euro în 10 ani în domeniul asigurărilor. Exact. Lucrurile astea au consecințe. Sunt mândru ca jurnalist că la Europa FM i-am bătut la cap pe oameni anul trecut. Tot anul trecut am vorbit despre aceste falimente și despre consecințe. Iată că ele apar, exact cum spui. Ce trebuie să înțelegem din astfel de lucruri este faptul că retragerea din viața cetății, ridicarea din numeri, neparticiparea la vot, la alegeri, nu pot să nu aibă consecințe. Răspunsul uzual la asta este: păi n-am pe cine să votez. Păi n-avem pe cine să votăm, avem pe cine să votăm, dar să zicem, n-avem pe cine să votăm pentru că mergem doar 30% dintre noi la vot. Și atunci e ca în economia de piață. Dacă cererea este atât de mică, atunci și oferta este atât de limitată. Domnul Cătălin, mă scuzați, v-am scuzat. N-am ce să mai adaug. Da. N-am ce să mai adaug. Aici am greșit eu. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, să știi că noi te așteptăm în continuare la arena lui Cătălin Tolontan. Dacă cumva te concediază și de aici, cred că e cazul să încep să spui niște întrebări. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.